Nu mă tem absolut deloc de o suspendare, cum nu m-am temut niciodată. În primul rând, nu există niciun temei, în al doilea rând, nu cred că românii își doresc așa ceva. Iar dacă vorbim despre acel document adoptat de un for de conducere dintr-un partid politic la guvernare, dați-mi voie să spun că mie mi se pare o abordare fundamental greșită. Și cu astfel de rezoluții nu fac decât să se situeze singuri chiar la marginea unui comportament democratic.